4 de mii de
Onorată gazdă de casă, viță de persoană aleasă, sunt trimis ca vestitor de a nostru porucitor. Dacă dumneavoastră binevoiți, colinda noastră s-o primiți. Ne primiți cu colinda! Hai, hai, colinde, dau-mi și calul.
De zi cu, să ajung la final, cu 44 de puncte. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi așa cum a fost ea stabilită, în situația în care nu sunt modificări, completări. Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 26 noiembrie 2018.
dacă sunt ceva completări, modificări la procesul verbal, dacă nu supun aprobării dumneavoastră acest proces verbal. Cine este pentru? Votori împotrivă, abțineri. Procesul verbal a fost aprobat. 21 de voturi. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 5 decembrie 2018. Că nu sunt modificări, completări, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. A fost aprobat. Cred că mai avem încă un proces verbal. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 13 decembrie 2018. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. A fost aprobat și procesul verbal. Punctul 4. Pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018. Trei comisii sunt sesizate. Comisia 1, Comisia 3, Comisia 5, aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui punct? Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Și aici avem toate comisiile sesizate. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Comisia 5. Aviz favorabil. Nu vă ascund că au existat discuții, au existat amendamente. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre și sunt sigură că sunt discuții. Da, doamna președinte, dacă îmi permiteți, pentru că în fiecare comisie, probabil, consilierii PNL au făcut amendamentele care nu au fost, au fost supuse dezbaterii, sunt convinsă că ați avut suficiente discuții în comisii, cum am avut și noi. Amendamentul consilierilor locali PNL a privit taxele pentru clădirile nerezidențiale și rezidențiale ale persoanelor juridice. O să încerc să fiu cât mai scurtă și mai sintetică, pentru că, repet, s-a discutat mult în comisie și sunt perfect de acord că treaba unui consilier este, în primul rând, în comisie și mai puțin în plen. Și o să arăt că, punctual, consilierii PNL au susținut că, pentru punctul numărul 5, cota prevăzută de art. 460, aliniat 1 din codul fiscal, impozit taxă pentru clădirile rezidențiale, în cazul persoanelor juridice, conform proiectului de hotărâre, se stabilește la un procent de 0,2%. În codul fiscal, procentul este între 0,08% și 0,2%. Noi am propus un procent de 0,1%. Pentru punctul numărul 6, cota prevăzută la art. 460, aliniatul 2 din codul fiscal, impozitul propus pentru taxă, pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice este de 1,1%. Într-adevăr, în momentul actual este 1,2%. Codul fiscal prevede un procent între 0,2% și 1,3%, iar noi am propus 0,09%. La punctul 7, cota prevăzută la articolul 460 aliniatul 3 din codul fiscal, clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice utilizate pentru activități din domeniul agricol se stabilește la 0,4%, la care se aplică o cotă adițională de 0,2%. Noi am propus această cotă adițională să nu fie inserată. Mi s-a explicat, mi s-au dat niște explicații de către doamna director de la taxe și impozite locale și de către doamna director a serviciului, a direcției economice, că impactul bugetar nu ar fi semnificativ. Noi ne menținem însă punctul de vedere că această cotă adițională nu ar trebui să apară. În ceea ce privește punctul numărul 8, cota prevăzută la pentru impozit pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anterior anului de referință în cazul persoanei juridice, se stabilește la 5%, la care se adaugă o cotă adițională de 2,5%. Și aici am avut discuții și ni s-a explicat că nu este corect să nu existe și această cotă adițională, care înseamnă un fel de amendare
cu ghilimelele de rigoare și nu în sensul strict juridic, al persoanei care nu înțelege să-și facă o reevaluare a imobilului pe care îl deține. Nu vreau să existe alte discuții. Acestea au fost amendamentele noastre. Le-am gândit prin prisma faptului că în acest moment taxele care sunt pe umerii persoanelor juridice sunt suficient de mari, de consistente și că la momentul actual presiunea pe agenții economice este extrem de mare. Și cam atât, repet, dacă vreți facem și alte discuții și alte comentarii, știm că au fost în comisii, știm că s-a susținut că a existat la un moment dat și o propunere a PSD-ului în acest sens și că noi nu am fi fost de acord cu această propunere, este foarte adevărat. Aceasta a fost, cred că, propunerea în 2015-2016 sau 2015 făcută de fostul coleg de atunci consilier local, domnul Stăică Fuduia, care văd că este și astăzi în sală. Și o să vă spun doar atât. Probabil că ne-am luat diferența pe care nu am susținut-o la acel moment, urmarea alegerilor locale din 2016. Acum suntem 7 consilieri locali, în 2015 eram mai mulți. Cred că am plătit prețul care ar fi trebuit pentru faptul că nu am înțeles nevoia reală a agenților economici care susțin bugetul local suficient de mult ca aceste taxe să nu fie la maxim. Deci ăsta este, cum să vă spun, este cumva o activitate cât se poate de normală și de firească și o atitudine normală a unor consilieri liberali să încerce să ajute mediul de afaceri în limita și în limita legii și modalitatea în care o pot face. Mai avem și alte două amendamente și alte două propuneri am avut-o în privința bonificației. Cum considerați? Discutăm mai târziu, discutăm acum, terminăm cu taxele și impozitele locale pe terenuri și clădiri? Eu pot să susțin și chestiunea legată de bonificații. Cred că ar fi mai bine să susțineți poate... Să le susțin pe toate. Da, da. Bun. Am susținut bonificația, care în acest moment este de 5% pentru plata până la 31 martie. Și anul trecut a fost tot 5%, a fost modificată de la 10%, cum era stabilită până în anul 2016, la sfârșit. Eu cred că, am discutat în comisie, această bonificație a trebuit să rămână în continuare de 10% din două motive foarte simple. Primul ar fi că, în ceea ce privește această bonificație, de ea s-ar bucura, în primul rând, persoanele corecte, care vin și achită până la 31 martie aceste taxe și impozite locale. În al doilea rând, ar oferi o previzionare cât se poate de concretă și de reală, chiar pentru dimensionarea bugetului local, pentru executiv, pentru că persoanele care vor ști mai exact pe ce bani se pot baza până la 31 martie, funcție de cine vine și plătește aceste taxe. De asemenea, s-a susținut că de ce ar trebui... Deci, cred că este chiar o formă de protecție, dacă vreți, socială și mi-asum ceea ce spun, pentru că trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că persoanele care își plătesc aceste taxe foarte repede, adică până la 31 ianuarie, sunt în principal pensionari. Și persoanele care doresc să știe că până la sfârșitul anului nu mai au nimic de plătit. Și este iarăși o formă a ajuta persoanele juridice care înțeleg să își achite mai repede taxele și impozitele locale dacă sunt cumva stimulate, în sensul că suma pe care o vor obține ca urmare a acestei bonificații este suficient de mare dacă și taxa pe care o au de achitat este, știu eu, la nivelul a sutelor de mii. Aceasta a fost chestiunea legată de bonificație și a treia este chestiunea legată de taxa de habitat, pe care totuși o să o discut ulterior, pentru că se pare că la taxa de habitat am avut un punct comun, cel puțin în comisie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. Domnul consilier, vă rog. Da, e adevărat, s-a discutat foarte mult și în Comisia Economică referitor la propunerile dumneavoastră. Poate pe foarte, foarte scurt ar trebui să spunem că Direcția Economică a verificat impactul în sumă netă al aplicării acestor măsuri și ar însemna aproape 3 milioane de lei, care ar însemna circa 2,5 din bugetul total al municipiului Tulcea pentru an. Cred că e un impact major și o să vedeți la punctele următoare când o să discutăm investițiile cu forțe proprii, care dintre investiții nu ar mai trebui făcută dacă s-ar scădea bugetul cu respectivele 3 milioane. În plus, ați făcut referință la taxa pe clădiri nerezidențiale.
Atunci era 1,5% în 2015, ulterior a fost scăzută la 1,2%, încă de acum, deci în forma prezentată de Direcția Economică, valoarea propusă e 1,1%. Deci, oricum, este o reducere, consider eu, importantă pentru operatorii economici. Atât. Știu că și chestiunea bonificației am discutat-o și anul trecut pentru că am sesizat acea reducere de la 10% la 5%, dar dacă mi-aduc bine aminte, acea bonificație de 10% se acorda numai unei singure categorii, numai persoanelor fizice, iar prin stabilirea bonificației de 5%, aceasta s-a acordat și persoanelor juridice. Dacă nu greșești, deci iată că e încă o facilitate care s-a acordat persoanelor juridice, inclusiv acea bonificație de 5%, și care cred că înseamnă în valoare concretă mult mai mult decât s-ar fi acordat și colectat de la persoanele fizice. Dacă mai sunt alte discuții pe seama dintre consilieri, dacă mai au, dacă nu, din partea executivului. Da. Aș vrea să spun eu câteva cuvinte și o spun cu toată simpatia și prețuirea. Emoționantă autocritica colegilor de la PNL legat de modul cum au înțeles să se manifeste până acum și de încercarea de a scuza reculul din 2016 pe acest motiv. Știm cu toții că motivul este altul și nu avea nicio legătură una cu alta. Trecând peste acest aspect, evident că toată lumea își dorește ca nivelul taxelor și impozitorilor locale să fie stabilite la limita minimă, cum se propune, majoritatea la limita minimă. Acum, eu nu vreau să-i bănuiesc pe colegii de la PNL de un populism ieftin și sunt convins că toate aceste propuneri au în spate o fundamentare clară și un calcul care ne poate convinge că, într-adevăr, acest raționament este corect și este ancorat în cifre și susținut pe documentații clare. Așa, ca să venim cu niște cifre din avion și să le spunem că sună bine și dă bine, poate nu e termenul cel mai potrivit, nu cred că este o atitudine responsabilă și serioasă. Pentru un consilier local, în primul rând, nu mai fac trimitere la apartenența politică. Acum, eu vreau să spun tuturor cu toată simpatia că în calitate de consilier local avem și responsabilitatea alcătuirii unui buget al primăriei. Că dacă ducem totul la limita minimă, atunci ne mai întrebăm dacă mai trebuie făcut ceva sau nu prin instituția aceasta, pentru că aici s-a invocat și un plan de investiții și tot ce mai are de făcut primăria. Ar fi foarte bine ca să avem și disponibil să putem să cofinanțăm sau să finanțăm tot ceea ce vrea să facă primăria și să ducem și la limita minimă a taxelor și impozitelor locale, cum deodată propun colegii de la PNL. Nu prea se poate, din păcate. Dar, repet, mă așteptam ca toate aceste propuneri să fie făcute și fundamentate și susținute pe texte de lege și pe calcule economice, nu pe impresii de, să spunem, de altă natură. Pentru că așa, iertați-mă, nu par nici serioase, nici credibile. Cât este 0,9 l-a stabilit executivul? Nu, noi vrem 0,5. Păi da, de ce? Că așa vrem noi. Pentru că hai să vedem pe ce bază stau aceste procente și cum putem să convingem, nu executivul, plenul Consiliului Local, că într-adevăr față de propunerea noastră a executivului de 1,1, propunerea noastră de 0,9 este sustenabilă, este corectă și nu pune în discuție sau în pericol niciun fel de proiect al primăriei. Pentru că, repet, poate și 0,8 era bun.
De ce n-ați ales 08, mă gândesc, că poate suna mai bine. Da, trebuie să-l dovedim. Și, repet, să se facă orice propunere în baza unei fundamentări clare, cu creionul și cu cifre și supus plenului Consiliului Local. Că așa, iertați-mă, nu vreau să acuz toată această atitudine de populism ieftin, dar cam acolo duce, din păcate. Mulțumesc. Da, președinte, nu o să fac alte discuții decât că sunt jurist și am dat temeiurile juridice. Și nu ne-am dus la limita minimă, ne-am dus la limita spre maximă, așa. Dumneavoastră ați propus 1,1, noi am zis că impactul pentru un agent economic, și nu vreau să dau nume foarte clare, că are rost și nu este locul și momentul, impactul major și pe care respectivul agent economic l-ar simți ar fi dacă s-ar duce acest procent la 0,9 și nu că așa am vrut și așa simțim. Da, ar fi fost foarte bine să avem niște cifre, bine, nu le avem. Probabil că această lipsă de informare nu trebuie să fie atât de drastic criticată, ci trebuie să fie înțeleasă ca o modalitate prin care noi am înțeles să acordăm sprijin acelor agenți economici care vin aici așa în timpul anului și care cer să li se facă o stradă, să li se aprobe o scutire, să li se dea diverse facilități pentru a-și extinde capacitatea de producție. Eu doar atât vreau să spun, să-i spuneți, de exemplu, agentul economic Fraher, care vine și se roagă să se facă strada respectivă, ce îi oferiți în impozitul pe care trebuie el să-l plătească de 1,1%, care a scăzut de la 1,2% cu 0,1%, și alți agenți economici care merg pe același străzi, care trebuie să plătească taxe ca să le intre camioanele cu marfă, care trebuie să-și plătească angajații, care trebuie să dea 45% din impozitele lor, cam ce le oferim noi pentru taxele pe care le luăm? Repet, nu am venit cu cifre pentru că nu le avem. Dacă asta înseamnă că suntem populiști sau că este un populist ieftin, probabil că asta înseamnă. Eu am vrut să arăt însă că am făcut o propunere care oricum nu a fost agreată de către colegii noștri și am vrut să arăt de ce am făcut această propunere. Nu am anticipat sau nu m-am gândit sau nu ne-am gândit noi că ar trebui să venim cu o cifră care să ne spună. Ca dovadă, domnul Țiu ne-a spus care este impactul. În ceea ce privește banii care ar fi, nu s-ar folosi în proiecte, vă reamintesc și vă rog să citiți puțin procesele verbale de la ședințele anterioare în care consilierii PSD și nu numai au arătat în mod clar faptul că au existat bani pentru diverse proiecte care nu au fost folosiți. Așadar, să ne acuzați pe noi că vrem să ajutăm agentul economic și că din cauza noastră nu ar fi susținute proiectele primăriei, este un pic cam mult față de ceea ce s-a prezentat la ședințele anterioare, rectificări de buget cu bani care nu au fost folosiți pentru că nu s-au dus proiectele la bun sfârșit. Atât și cred că este suficient, nu mai vreau să... constat că am avut niște discuții legate de taxa de habitat care acum nu se mai regăsesc. A ajuns încă la taxa de habitat. Bun, mulțumesc. Bun, n-a fost niciun fel de acuză, dar doamna este jurist, avocat și respect formația domniei sale. Dacă îmi vii cu argumente de cifre, este bine să ai și calculul economic, că juridicul, din păcate, nu ține loc de argument. A fost o constatare și un sfat, dacă vreți, că orice argumentație de scădere de procente care vrea să fie credibilă, trebuie să veni cu calculul economic. În rest, iar punctual, chestiunea legată de solicitarea agentului economic Fraher, într-adevăr, unul dintre agenții cei mai puternici, știți foarte bine care e problema cu strada și o știe și Acuaservă, că e prezent aici doamna director economic și nu cred că mai trebuie reluată de această manieră. Deci n-a fost o acuză, a fost doar o constatare și îmi pare rău că doctrina liberală virează așa într-un fel de falansterul de la Scăena lui Todor Diamant, așa într-un fel de socialism utopic, care nu mai are legătură cu realitatea, din păcate. Ok, mulțumesc. Doamna președintă, stimați colegi, deci cred că după 29 de ani a venit și vremea agenților economici, da?
trebuie să sprijinim agenții economici pentru că ei sunt cei care țin peste 4 milioane de angajați, da? Cu salarii, nu vreau să le mai spun cât de mici sunt. Agenții economici sunt cei care dau bani la bugetul statului, agenții economici sunt cei care dau bani la bugetul local și agenții economici nu beneficiază de nimic până la urmă, da? Eu cred că a venit vremea să le asigurăm și lor măcar această fiscalitate, să o reducem cât de cât, acolo unde se poate, sau până unde se poate. Mi-aduc aminte că și în 2015-2016, da, eram eu în executiv atunci, când ați invitat agenții economici în sală, da, ca să pună presiune pe Consiliul Local. Noi n-am făcut gestul ăsta. Mi s-a părut normal să facem gestul ăsta. Noi am discutat cu agenții economici. Da? Am discutat cu foarte mulți agenți economici. Sunt foarte încântați de această inițiativă noastră a Consiliilor Liberali. Și aș vrea să fie ăsta un prim pas, să știți, un prim pas. Îi ajutăm la bugetul local cu fiscalitatea pe care vrem să o propunem noi azi, da? Și pasul următor este să ajutăm cu fiscalitatea la, cu reducerea fiscalității la veniturile angajaților, cu reducerea impozitului pe profit, da? La agenții economici. Aici trebuie să mergem mai departe, să-i rugăm pe colegii noștri parlamentari tulceni să facă inițiative de genul ăsta pe care le-am făcut noi azi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Țiu. Acum o să-mi dau și mie un pic cuvântul, dați-mi voie. O să vă contrazic, domnul consilier, și acum că nu este acesta un prim pas. Prim pas a fost făcut de consilierii PSD, așa cum ați amintit, atunci când au solicitat reducerea acestui impozit de la acestei cote de la 1,5. Dacă ea este 1,1 la acest moment, este pentru că noi am insistat de foarte multe ori. Și cred că vă aduceți aminte în 2005, în decembrie, când au 2015, când au plecat supărați de aici din sală, pentru că nu au fost sprijiniți, deci nu este un prim pas. Acum, eu înțeleg că este și vremea agenților economici și cred că reducerea de la 1,5 până la 1,1 este o reducere substanțială. Cred că este vremea să ne mai gândim și asupra celorlalți contribuabili, la persoanele fizice, că până acum nimeni nu a venit și nu a propus nimic față de aceste persoane, pentru că mă uit aici, cota pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice este de 1% și nu zice nimeni nimic. Bun. Da, domnul consilier, vă rog. Spun și eu, dar de la 1,2 cât este anul ăsta, pentru anul viitor propunerea la 1,1 înseamnă o reducere pentru fiecare agent economic de 9%. 9% pentru plata impozitului oricărei societăți, vă asigur că e o sumă destul de importantă care se va regăsi în bugetele tuturor și vă spun în cunoștință de cauză. Iar referitor la sprijinul pe care trebuie să-l dăm agenților economici, fiți convins că toată lumea își dorește asta, dar o să ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, sau 11, era societatea comercială care o să-i mărim impozitul cu 500% și acolo chiar o să-i rog pe cei din direcția economică să prezinte un pic cazul, o să vedeți o reevaluare de la 120.000 valoare imobilului doar la 20.000. Deci gândiți-vă că oricum o să-i scădem valoarea impozitului de la 1,2 la 1,1, dar așa cum sunt oameni serioși, mai sunt și oameni mai puțin serioși. Pentru cazul acesta, ce mai ziceți? Dar o să-l discutăm la punctul respectiv. Atât. Domnul coleg, eu nu discut de cazuri izolate, domnule. Discut de toți agenții economici care țin în spate peste 4 milioane de salariați, da? Deci vorbim de persoane fizice. Nu, dar cine sunt persoanele fizice în oraș? Sunt angajații agenților economici, privați, da? Și pensionarii. Și bugetarii, normal că sunt bugetarii, dar la bugetari am fost de acord cu majorarea salariilor, știți bine, da? Eu aș vrea să ajungem și în mediul privat cu salariul de 3/4 din salariul bugetarilor, dacă se poate. Dacă putem să o facem, dar putem? Nu putem, pentru că totuși o reducere de 9% e o reducere importantă, cred eu. Deci acum, în 2015, când discutam lucrul ăsta, știți bine că și noi am fost de acord, da? Am fost de acord, dar nu a apărut încă acea hotărâre a Nevarului, dacă vă aduceți aminte, da? Hotărârea Nevarului ce spune? Deci au majorat aceste valori ale evaluărilor cu 50%. Și am revenit după aia în ianuarie sau în februarie când am aprobat din nou impozit și am revenit la 1,2.
Deci am fost de acord și noi, da? Nu înțeleg de ce dumneavoastră vreți să fiți de acord cu noi acum. De reducerea asta de la 1,2 la 1,1 înseamnă un impact asupra bugetului municipiului Tulcea de 800 de mii de lei. Vreți să vă spun impactul ăsta? În 2015, la fel, da? Ne-a prezentat doamna directoră economică că au fost tot așa, 2,8 milioane. Propuneți ar însemna, iarăși o să ajungem la, la punctul respectiv, în investiții, o să vedeți că vom aproba astăzi reabilitarea străzii Mircea Voda, unui tronson care are exact valoarea respectivă, de 2,6 milioane. Deci e foarte adevărat ce spunea doamna Frande și am reproșat acum 3 luni de zile nerealizarea unor investiții, dar la vremea respectivă, dacă vă amintiți, era o anumită condiționare, organigramă, angajare și alte chestii care, dacă vă amintiți, între timp le-am aprobat. Vă mulțumesc. Bun, acest impact de 2.800.000 a fost și în 2015-2016, da? Și văd că lucrurile merg foarte bine până la urmă. Chiar venim cu excedente bugetare. Nu, dar chiar venim cu excedente bugetare. 20 de milioane, spre exemplu, am trecut, da? Păi și atunci? Doamna, mulțumesc. Primar, mă rog. Da. Mulțumesc. Aș vrea din capul locului să stabilim un lucru, că noi, nici executivul și nici consilierii locali, nici PNL, nici PSD, nu au propus mărirea taxelor și impozitelor pe anul 2019. Asta este un lucru cert. Deși se pare că este trendul acesta. Acum, suntem în decembrie 2018 și mai este cam un an și jumătate până la alegerile locale. Eu înțeleg, într-adevăr, și faptul că există o competiție internă la Partidul Democrat Liberal, Partidul Național Liberal internă, da? Și asta sigur că ne trimite la un populism, așa cum spunea și domnul primar. Din păcate, politica nu este știință exactă, dar administrația publică, și domnul Șacu mă surprinde totuși că ați fost 4 ani în administrație și nu ați înțeles niște lucruri și cum se creionează un buget local și din ce putem și când putem să intervenim asupra unor taxe și impozite. Ideea reducerii taxelor locale în municipiul Tulcea, da, este o idee minunată, cuprinsă la public, este extraordinar. Nu plătim deloc. Foarte bine. Chidem primăria și nu mai facem nimic. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, noi ne alimentăm din taxe și impozite. Atunci când se poate lucrul acesta, îl facem. Sau îl propunem. Îl supunem dezbaterii argumentat. Pentru că nu putem să sugrubăm nici contribuabilul, dar nu putem să sugrumăm nici administrația publică locală. Aș vrea să vă reamintesc un lucru, că în primăria municipiului Tulcea, în momentul acesta, sunt în anumite stadii de implementare, unele au fost și semnate, 31 de proiecte pe fonduri europene, pe toate axele importante. 31 de proiecte care au o valoare totală aproximativ de 400 de milioane, din care contribuția noastră proprie este de 10 milioane. Pe contribuția de 2% sau componente neeligibile. Deci este o sumă pe care noi trebuie să o avem la dispoziție pentru anul viitor sau pentru anul 2020, pentru a putea duce la bun sfârșit aceste proiecte. Pentru că s-a tot invocat aici că nu am implementat sau că nu am accesat fonduri europene. Doar că este puțin cam fals. Că încă nu se văd, este adevărat, dar ele se vor concretiza atunci când se vor porni aceste proiecte. Și vreau doar să mă refer aici la mobilitatea urbană, componentă care presupune și asfaltarea unor străzi pe traseele unde vor circula autobuzele electrice, cele 20 care vor fi achiziționate prin acest program operațional regional. Deci sunt sume de care noi, bugetul, nu ne putem lipsi, asta este foarte, foarte clar. La întâlnirea publică, la dezbaterea publică care a avut loc la sala 7 luni de dimineață, au fost și reprezentanții IMM-urilor. E adevărat că dumnealor au solicitat
și anul trecut, și acum 2 ani, și anul acesta, o scădere a cotei de la 1,2 acum actuală la 1. Împreună cu executivul și cu direcția economică am făcut toate scenariile, de fapt dânsii, nu eu, la fiecare propunere pe care dumneavoastră ați făcut-o. Și ca să fim corecți, ați făcut-o doar în presă, nu ați venit concret cu o hârtie, dar noi ne-am autosesizat și am făcut o sesizare la fiecare. Ce presupune intervenția asupra bugetului local, această propunere a dumneavoastră, care, repet, este foarte bună, dar nu întotdeauna putem să punem în practică astfel de lucruri. O administrație are nevoie de bani pentru a satisface și nevoile cetățenilor, pentru a satisface și mediul privat, pentru a satisface și educația, pentru că avem foarte mulți bani alocați pentru îmbunătățirea calității în învățământ. Foarte multe școli sunt pe programele operaționale regionale de intervenție, de îmbunătățire a serviciilor din școlile respective, dar și dotarea acestora. Deci ne-am gândit executiv, ne-am gândit la fiecare componentă. Acum, nu știu, vreți să spuneți dumneavoastră propunerea pentru taxa de habitat sau îmi dați voie să prezint propunerea executivului? Dacă aveți o propunere, da. Dacă aveți o propunere... Ajunge, ales că poate bine să păstrăm ordinea de zi. Când se ajunge la proiectul de hotărâre? Aș proiect de hotărâre e taxă... Păi, știu, dar înțeleg că între timp se vrea să se discute și despre alte... Nu, cred că discuțiile... Am spus de la început că voi fi suficient de scurtă, nu intenționez să dau răspuns la fiecare chestiune care a fost aici invocată. În primul rând că oricum este o chestie economică, cred că domnul Șacu este cel care a vorbit suficient, nu mai avem alte discuții și alte comentarii, fiecare, evident că prin prisma, exact cum a zis domnul primar, prin prisma meseriei mele, fiecare vorba aș putea să o iau și să-i dau contrareplică, dar n-am mai terminat, motiv pentru care înțeleg aici să termin cu acest discurs, indiferent cât de populist pare el, eu vreau să vă spun că nu este, repet, sunt convinsă că v-ați făcut calculele și că au fost făcute suficiente calcule, însă nu trebuie să uitați promisiunea pe care o fac, că la sfârșitul lui 2019 voi avea procesul verbal al acestei ședințe. Vă mulțumesc. Ședința următoare îl veți avea. Da. Pe fond, tot ce se discută aici ca și intenție, repet, cu riscul de a fi antipatic, nu sunt chestiuni anacronice. Numai că vis-a-vis și încă o dată, cu tot respectul, consilierii locali au și responsabilitatea alcătuirii unui buget al acestui UAT care să fie sustenabil, să poată să împingă comunitatea înainte. Și pentru aceasta trebuie să avem argumentarea și soluțiile și de unde să... Și repet, în condițiile în care, spre deosebire de alte UAT-uri din țară, UAT Tulcea nu a purces sub nicio formă la creșterea taxelor și impozitorilor locale. Și putea să apară și o propunere din această zonă, că legea ne permite, știți foarte bine. Deci nicio taxă și impozit local anul acesta, ca și anul trecut, nu a fost crescută tocmai în această intenție de a nu pune presiune în plus pe contribuabil, dar pe de altă parte putem să discutăm, da, cu argumente, chiar, iată, venim eventual și cu scăderi, dar, repet, totul trebuie justificat în condițiile în care dorim și, pe bună dreptate, s-a spus aici, străzi, cofinanțări, proiecte, să nu uităm că mare parte din buna funcționare a unor societăți ale Consiliului Local se datorează subvenții pe care noi o acordăm. Sunt o grămadă de bani și acolo, pe care legea ne obligă. Da? Subvenție căldură, subvenție transport local, subvenție în ceea ce înseamnă taxa de habitat, o să vedeți. Deci, bugetul are foarte multe aspecte pe care legea ne obligă să le respectăm, în plus planul investițional. Că dacă ar fi fost suficiente resurse, repet, puteam să mergem cu limita minimă la tot ce înseamnă
acest coeficient. Dar, din păcate, asta e situația. Pertinent punctul de vedere al domnului Șahu, într-adevăr, din păcate, mediul privat nu poate ține pasul cu salarizarea din sectorul bugetar, dar acum eu, ca independent, pot să mă exprim liber. Poate ar fi bine să ne mai uităm și la politica guvernamentală, nu neapărat la politica locală. Că politica locală poate să susțină cât poate, în condițiile în care are și ea un plan de investiții. De aceasta e bine să fim raționali și să nu discutăm de pe alte criterii. Repet, pe fond, ar fi foarte bine să ducem totul la minim și să avem și posibilitatea să ne asumăm planul investițional, că asta ar fi soluția ideală. Din păcate, România nu e în această situație. Dar nu uitați că nu s-au crescut sub nicio formă taxe și impozite locale pentru 2019, ba dimpotrivă, unele au fost și scăzute, în condițiile în care totuși vrem să mai facem ceva prin această comunitate. Mulțumesc. Vreau să-i dau un răspuns, doamne viceprimar, pentru că pe mine mă surprinde discursul dumneavoastră. Vi l-a schimbat deodată. Cum sunteți, ați venit în executiv, l-a schimbat. Cât de vocal erați până în 2016, cât de agresiv erați, l-a schimbat acum. Pentru și nu vreau că să eu vă am spun, intrat în nu vreau executiv. Să vă spun de ce am realizat noi în 2012-2016, da? Pe fonduri europene. Țineți minte. Șacu, eu nu mă cer cu dumneavoastră. Eu v-am spus doar că am intrat în executiv și am înțeles mecanismul. Dumneavoastră în 4 ani de zile nu l-ați înțeles. Asta vreau să... Extraordinar. Extraordinar, da? Nu uitați că 8 luni de zile am stat singur pe primărie, da? Și am stat la un sfert din salariul vostru. Dacă chiar vreți să știți, a stat singur, pentru că ați făcut un abuz și ați refuzat să alegeți un viceprimar, da? Știți foarte bine, dumneavoastră împreună cu doamna Zibilianu, care conduceați atunci pe DLU. Deci haideți să nu mai răscolim morții, dacă chiar vreți să ne amintesc. Ați făcut un abuz și ați refuzat să alegeți un viceprimar care de drept trebuia să vă substituie. Eu am argumente. Nu aveți argumente, că legea nu este un argument de partea dumneavoastră. Dar eu nu vreau să mă cer cu dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă v-ați simțit ofensat. Eu v-am zis că 4 ani în administrativ n-ați înțeles cum se creează un buget local. Atâta. Eu vreau să spun că în 4 ani am făcut mult mai mult decât faceți voi acum, da? Cei doi viceprimari, care sunteți pe salarii exorbitante, ca să nu mai vorbim, da? Și acum o să vă... Bun. Revenim la celelalte taxe. Mai este o taxă care a născut discuții. E vorba de taxa de habitat. Și am să-i dau cuvântul toi, doamnei viceprimar, să ne spună un pic de ceva despre această taxă de habitat și despre componenta ei. Da. Așa cum aveți la mapă materialul, ați sesizat că a fost o propunere de către noi, de către executiv, la o taxă de habitat de 147 de lei, 145 de lei de persoană. Și vreau să explic de ce s-a ajuns la această sumă. Ca element de noutate, anul acesta am fost nevoiți să introducem în cuantumul taxei de habitat contribuția pentru economia circulară. Este o noutate, într-adevăr, dar este legislativă. Este reglementată de ordonanță de urgență numărul 74 din 2018, care vine și completează legea 211 pe 2011 privind gestiunea deșeurilor. Această ordonanță ne solicită să aplicăm o taxă de 30 de lei pe tonă, fără TVA, pe an, pentru depozitarea finală a deșeurilor menajere, cele pe care le generăm noi. Tot legea, tot ordonanța spune, dar și legea 211, că această contravaloare a taxei privind contribuția pe economia circulară se suportă de către persoana a cărei activitate a generat deșeurile, respectiv populația. Este definiția din lege. Adică cu toții noi cetățenii sau agenții economici. Împreună cu executivul, cu domnul primar și cu direcția economică, am înțeles și discuțiile care au avut loc în comisiile de specialitate Consiliului Local. Trebuie să menționăm faptul că această contribuție de economie circulară
este o componentă obligatorie care trebuie să se regăsească în economia circulară. Singurul lucru pe care poate să-l facă Consiliul Local, executivul, este de a suporta de la bugetul local. Așa cum amintea și domnul primar, avem deja destule taxe și impozite și subvenții pe care le suportăm din bugetul local. Este de a suporta o componentă din depozitarea și procesarea deșeurilor menajere și asimilarea acestora, respectiv să rămână la 1,26 de lei. Fac referire la articolul 3 din anexa numărul 9. Și atunci vin cu următoarea, am făcut un preambul și vin cu următoarea propunere pentru taxa de habitat, calculul taxei de habitat și vă rog să-mi permite să dau citire exact ca aș dori să supunem și votului plenului. Calculul taxei de habitat, cuantumul taxei de habitat este de 10,42 de lei pe lună pe persoană, adică 125 de lei pe an pe persoană la nivelul anului 2018. Componența taxei de habitat este formată din următoarele aspecte. 1. Colectarea și transportul deșeuri menajere și asimilate acestora, 7,79 lei pe persoană pe lună. Depozitarea și procesarea deșeurilor menajere și asimilate acestora, 1,26 de lei persoană pe lună față de 2,93, diferența vă vom suporta de la bugetul local, desigur dacă o să supunem votului dumneavoastră. Contribuția pe economia circulară este 1,37 lei persoană pe lună, contribuție cu care nu putem să negociem, că este obligativitate legislativă. În total, o persoană va plăti taxa de habitat de 125 de lei de persoană pe an la nivelul acestui an. Aceasta este propunerea executivului pentru taxa de habitat. Deci, cu alte cuvinte, vom rămâne la taxa de habitat de anul trecut, renunțăm la solicitarea de mărire, de taxă, dar aș vrea totuși să fac precizarea, dacă e să fim corecți până la capăt, că această taxă pentru economia circulară nu ne aparține Consiliul Local și trebuie să-i mulțumim Guvernului pentru ea. Deci suntem la figuri impuse. Deci, într-adevăr, este o obligativitate, intră în preț, asta e, ne asumăm și ca atare nu mai renunțăm la propunerea de a mări taxa de habitat de anul acesta pentru, nu, în speță pentru 2019 și rămânem la același nivel al taxei de habitat de anul trecut. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mă bucur că s-a ajuns la această decizie. Recunosc că am fost una dintre cele care în comisia discută cele mai multe discuții pe această taxă de habitat, pentru că, într-un fel, cei care contribuie și plătesc această taxă de habitat, aceia cât sunt, că nu toată lumea, de fapt ar fi suportat și această majorare să achite ei ce nu achită ceilalți. Am înțeles că e în curs de rezolvare și problema softului de la taxe și impozite și astfel vom avea o evidență mai bună și o colectare mult mai bună a acestei taxe de habitat și sper că anul viitor tot așa în material, să avem date cu privire la persoanele care achită taxa de habitat în creștere, așa cum am observat că a fost și în anul acesta. Deci s-a majorat numărul persoanelor de la care a fost colectată taxa de habitat. Vedem ce ne rezervă anul viitor și poate ne gândim și la alte facilități, n-am să spun aici, pentru ceea ce privește taxa de habitat, dacă vom avea acea evidență pe plătitor, cum ne-o dorim. Mă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, și ca să fim și mai exact, deci această taxă de habitat, dacă n-ar fi suportată parte din ea din bugetul local, ar trebui să plătească populația 177 de lei pe persoană. Deci de la 125 la 177 este din nou intervenția din bugetul local pentru a susține această taxă de habitat. Mulțumesc. Bun. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, o să fac o scurtă intervenție în care o să spun că de data asta chiar am făcut administrație și nu politică, pentru că în Comisia Juridică am avut două, sau mă rog, persoanele care au
cunoștințele juridice cele mai temenice, sau mă rog, așa vrem să credem, am avut această colaborare în sensul că am spus foarte clar că nu intenționăm să aprobăm o taxă atât de mult majorată, iar Lavinia Visau are perfectă dreptate, i-am propus și cred, sunt convinsă că doamna director de la taxe și impozite locale cu experiența dânsei ne va ajuta, am propus și ne gândim cumva că această taxă să fie puțin diferențiată pe categorii de vârstă și o să spun că eu am fost prima, din motive evidente, care am considerat că ar trebui ca taxa pentru un copil să fie mai alta, miciorată sau în orice altă formă, față de taxa pentru un adult, taxa de habitat pentru un adult. Am înțeles care sunt problemele la acest moment, am înțeles că este foarte greu să cerem populației fie să dea o declarație pe propria răspundere, fie să arate CNP-ul, fie chiar să declare în mod concret câte persoane locuiesc în imobil, dar sunt convinsă că există soluții și pentru asta și probabil că le vom avea într-un termen cât mai scurt, de la anul sau datorită softului care se va implementa. Vă mulțumesc! Bun, mulțumesc! Cred că am epuizat discuțiile pe acest proiect de hotărâre. Aveți, să înțeleg, vă mențineți amendamentul. Da, ne menținem amendamentul și atunci pe capitole putem aproba. Sau, mă rog, nu suntem la buget, din păcate, nu putem aproba pe capitole. Da, o să supunem amendamentul la vot. Da? Amendamentul în întreg pe cele 3% la 5-6. Punctul 5, 6 și 8. Supun la vot amendamentul Partidului Național Liberal. Cine este pentru? Șapte, opt, da? Voturi. Da? Împotrivă? Nu, cu 7 voturi pentru și 13 împotrivă, amendamentul nu a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre, dar cum a fost precizat astăzi, cu taxa de habitat la valoarea de 125 de lei. Da? Da? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc că trecem la următorul punct pe ordinea de zi, 6. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori persoane juridice radiați din Registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1... Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 3? Favorabil. Comisia 5, aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. 8. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor nefiscale datorate de către debitorul SC Total FISRL ca urmare a radierii societății din Registrul Comerțului și a faptului că nu s-a depus atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului și scăderea societății comerciale radiate din evidența nefiscală. Comisiile 1, 3 și 5 sesizate. Comisia 1? Comisia 3? Favorabil. Comisia 5, aviz favorabil. Nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat.
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor nefiscale datorate de debitori persoane juridice radiate din evidența Registrului Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidență. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 3. Comisia 5. Aviz favorabil. Sunt discuții, supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 1.1.2019, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, strada Maior Andrei Grigore, numărul 5, proprietatea contribuabililor Tihon Valentin și Tihon Pănica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Comisiile sesizate 1, 2, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Da. Vă rog, doamna consilier. Văzând pe ordinea de zi punctele 10, 11 și 12, am întrebat Serviciul de Urbanism dacă astea sunt singurele trei clădiri aflate în această stare din municipiul Tulcea. Deci au fost deja inventariate, numărul lor este foarte mare, Serviciul de Urbanism și-a încheiat treaba, cel puțin până la momentul ăsta urmează, bineînțeles, actualizarea anuală, iar situația inventarierii a plecat mai departe la doamna grădinaru, unde este și acolo o întreagă procedură de identificare a proprietarilor. Deci sunt primele trei dintr-o lungă serie pe care o vom avea la mapă în următoarele luni. Da, aceleași discuții recunosc că le-am avut și noi în Comisia Juridică, chiar am dat exemple de câteva clădiri care se află într-o stare avansată de degradare. Cred că două dintre ele sunt chiar monument istoric. Mai este una pe strada Victoriei, cred că este a Rodipetului, care la fel e într-o stare pur și simplu abandonată, nu mai interesează pe nimeni de ea. Am discutat, într-adevăr, cu cei de la urbanism. Există întreagă procedură, sunt niște termene de respectat, dar este un început și mă bucur că s-a dat drumul la această procedură. Dacă nu, mai sunt... Această procedură derivă dintr-un text de lege. Deci nu este o invenție a Consiliului Local Tulcea, suntem obligați să punem în practică un text de lege care precizează foarte clar că după o procedură prealabilă, pentru că de aproape un an și ceva derulăm această procedură în care se identifică aceste imobile, da? Se notifică o dată, de două ori, se inventariază și li se atrag atenția că sunt responsabili în calitate de proprietari, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt instituții publice, cu scopul de a responsabiliza proprietarii să revină asupra stării de abandon acestor clădiri. Iar faptul că suntem acum cu un prim lot, sunt primele care au intrat în procedură și, cum bine a zis și doamna Suhov, urmează că la fiecare ședință de Consiliu Local să mai venim cu un pachet de 3 sau de 4 agenții economici sau persoane fizice, cărora, din păcate, va trebui să le aplicăm această procedură. Mulți și-au asumat textul de lege, au venit la certificat de urbanism pentru a-și remedia clădirile, unii chiar le-au vândut în ideea în care au ajuns la concluzia că nu pot suporta singur reabilitarea, deci, pe fond, legea duce până la urmă la responsabilizarea acestor proprietari, indiferent de regimul juridic, în așa fel încât să nu mai existe clădiri abandonate, surpate, rupte și mai ales clădiri de patrimoniu. Acesta este scopul proiectului de hotărâre și, repet, derivă dintr-o lege națională, dacă mi-este permisă exprimarea, pe care eu o consider benefică. Cred că am aprobat și un regulament, dacă exact. Nu... Mi-aduc aminte, abia... Au fost comisii care s-au deplasat în teren, au pozat, au notificat. Deci am lăsat suficient timp, deci s-a lăsat suficient timp oricărei persoane fizice sau instituții să încerce să-și remedieze această problemă. Unii au înțeles, unii nu.
Și probabil, prin acest exemplu, și cei care au fost notificați, va fi acum un argument ca să-și asume calitatea de proprietar asupra acestor clădiri. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 21. Proiectul a fost aprobat. 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 1.1.2019, pentru clădirile situate în municipiul Tulcea, strada Buna Vestire, numărul 3, proprietatea contribuabilului SC Smart Business Planning SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Comisiile sesizate, 1, 2, 3 și 5, Comisia 1. Da, știm, sunt, oameni, sunt și clădiri care sunt monument și care sunt lăsate într-o stare. Comisia 3? Favorabil. 2? Comisia 2? Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi. 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 1.1.2019, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, strada Biruinței, numărul 10, proprietatea contribuabililor Cosmeanu Ana și Cosmeanu Dumitru Cristinel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Comisiile sesizate, 1, 2, 3 și 5, Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, Comisia 5, aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei prestații financiare excepționare pentru copiii înscriși în programul Centrului Multifuncțional Sofia, aflat în subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială. Comisiile sesizate, 1, 3, 4 și 5. Comisia 1... Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Nu. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 5, aviz favorabil. Discuții? Votul dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul modernizarea infrastructurii corespunzătoare grădiniței cu program prelungit numărul 12, municipiul Tulcea, prin echipare educațională și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 5, aviz favorabil. Sunt discuții? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul reabilitare sistem rutier strada Iuliu Maniu, tronson strada Spitalului, strada Libertății, municipiul Tulcea și indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 5, aviz favorabil. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul reabilitare sistem rutier strada Spitalului municipiul Tulcea și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1? Comisia 2? Comisia 5, aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
21, proiectul a fost aprobat. 18, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul reabilitare sistem rutier strada Mircea Vodă Tronson, strada Toamnei, strada Bunavestire și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1? Comisia 2? Comisia 5? Aviz favorabil. Că nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 20 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul amenajare teren sport și amenajarea curții școlii Colegiului Tehnic Henri Coandă, municipiul Tulcea și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 20 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul îmbunătățirea condițiilor de agrement și recreere în parcuri și lacul Ciuperca din municipiul Tulcea, prin măsuri de protejare a mediului pentru comunități din zona Flag Delta Dunării și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 5, aviz favorabil. Discuții? Nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 20 de voturi, proiectul a fost aprobat. 21. Proiect de hotărâre privind corectarea prin majorare a sumei de 2.916.940,31 lei valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții îmbunătățirea serviciilor urbane, infrastructură publică urbană, zona urbană vest, municipiul Tulcea, cod SMIS 7901. Comisiile sesizate 1, 2, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Sunt discuții? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 20 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 22, proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții, extindere rețea apă potabilă în zona Părărie Baltă, municipiul Tulcea. Comisiile sesizate 1, 2, 3 și 5. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, favorabil. Cea 5, aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui proiect? Nu, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 23, proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții, refacere sistem rutier, strada Crăițelor, strada Liliacului, strada Brândușei, strada Colinei, strada Bujorului, strada Lalelelor, strada Crinului, alea Spicului din municipiul Tulcea. Comisiile sesizate 1, 2, 3 și 5. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții, consolidare Ravenă, strada Timpuri Noi, numărul 10, etapa a doua, municipiul Tulcea. Comisiile sesizate 1, 2, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. 21 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost 20. Este. Da. Da. Bun. Punctul 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a organigramei
și statului de funcție ale ansamblului artistic profesionist Baladele Deltei, aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea numărul 60 din 30.03.2017, privind înființarea ansamblului artistic profesionist Baladele Deltei, precum și modificarea și completarea organigramei și statului de funcție ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tulcea și structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin HCL numărul 105 din 30.07.2015, cu modificările și completările ulterioare. Lung titlu! Mai aproape, dar lung titlu. Da? Bun. Comisiile sesizate, Comisia 3, 5 și 4. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Comisia 5. Favorabil. Acum recunosc că m-am întrebat de ce tot modificăm la Baladele Deltei regulamentul, dar pentru că ne-au colindat așa frumos, n-am să mai întreb. Păi, domnul Cuma, este aici. Bun, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu? Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Cine este împotrivă? Abțineri. 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea numărul 150 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Tulcea și din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, modificată și completată prin HCL numărul 8 din 31.01.2018. Comisiile sesizate 3 și 5, Comisia 3. Favorabil. Comisia 5, aviz favorabil. Sunt discuții? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. 21 de voturi. Proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul 27. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea numărul 285 din 27.09.2018 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar și pentru activități extrașcolare și cu program sportiv suplimentar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2018-2019. Comisiile sesizate 3, 4 și 5. 27, da. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. Punctul 28. Se retrage? Da. Ca să nu mai citesc titlul. Bun. Deci punctul 28, pentru că încă nu există avizul Ministerului Educației Naționale, îl retragem, urmând ca atunci când ISJ-ul ne va trimite și avizul Ministerului de Resort, să reintrăm cu avizul Consiliului Local. Deci punctul 28 a fost retras de pe ordinea de zi. Mergem mai departe. Punctul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor legii numărul 416 din 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și ale legii numărul 272 pe 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019. Sunt sesizate comisiile 1, 3, 4 și 5. Comisia 1. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. 29 de voturi. 21 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Tulcea pentru perioada 2019-2024. Sesizate comisiile 3, 4 și 5. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Nu a fost sesizată.
Comisia 4. Favorabil. Comisia 5, aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Nu. Nu sunt. Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Tulcea. Trei comisii sunt sesizate, 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu. Atunci îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 32, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea și exploatarea stației electrice de încărcare a autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Comisiile sesizate 1, 2, 3 și 5. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5, aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, nu? Poftiți, domnul consilier. Nu e legat de regulament, dar de modul cum este amplasat acest plung de încărcare. Toți care vin să încarce, încalcă regulile de circulație. Trec de linia continuă. Cred că nu-i gândit cum trebuie amplasarea acestui punct de încărcare. Revin dintr-un sens. Pentru că toți care vin pe celălalt sens. Deci mașinile stau cu fața către delta. Da. Și ca să ajungă cu fața către delta trebuie să parcheze. Da, adică să măcar se facă linie discontinuă. Nu, trebuie... Sau două locuri de parcare. Nu, două locuri așa pentru... este. Sau să... Tu trebuie să stai cu fața către delta, că așa e... Da, că toate au... Au pe partea stângă sau în față? Ba da, nu le ajunge... Păi, ca să parchezi, trebuie să treci pe sens opus, să tragi și lateral fața. Deci linia cont. De locuri da, și l-au pe, ori pe partea stângă, ori în față. Sau există, considerat să tragi cablul peste mașină. Mai greu. Exact. O mobilă. Sigur. Da, mulțumesc. Această chestiune, dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiunea Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinfecție și tratamente fitosanitare în municipiul Tulcea, numărul 29.748 din 28.10.2010. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării calității de concedent în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Distribuire a Gazelor Naturale în municipiul Tulcea, județul Tulcea, numărul 1 din 24.11.2003, încheiat cu Societatea Comercială SC Tulcea Gaz S.A. Trei comisii sesizate, 1, 3 și 5. Comisia 1. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, îl supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în municipiul Tulcea, încheiat între municipiul Tulcea și Societatea Transport Public S.A. Tulcea, numărul 25.620 din 29.09.2017, prin act adițional. Comisiile sesizate. Comisia 1.
Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 36, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de inventariere, măsurători și intabulare a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Tulcea. Comisia 1? Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 21 de voturi. Proiectul a fost aprobat. Punctul 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a obiectivului reamenajare plajă existentă strand din municipiul Tulcea, strada Isaac cei fără număr, județul Tulcea, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea, numărul 155 din 2010, modificat și completat prin hotărârea Consiliului Local numărul 179 prin 2011. Să nu-mi spuneți că îl retrageți. Să retrage. Da, da, plăcerea mea a fost să, să mă lăsați să citesc. Să vă verific dicția, da. Bun, diapul, pentru că înțeleg că sunt mici probleme și inadvertențe cu acest regulament, a solicitat să-l retragem, urmând să-l repunem în discuție luna viitoare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. La punctul 37, proiectul se retrage. Trecem la punctul 38. Proiect de hotărâre pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și SC Valberto SRL Tulcea, cred. Sunt sesizate trei comisii. Comisia 1. Comisia 3. Favorabil. Comisia 5. Este un aviz favorabil, însă avem un amendament, dacă îmi permiteți. Eu vin mapă. Câteva chestiuni de nuanță și de interpretare la acest aviz de principiu și a modului în care... Articolul 1 se propune a avea următorul conținut. Se dă acordul de principiu pentru realizarea unui eventual schimb între imobilul situat în Tulcea, având număr cadastral 30.578 în suprafață de 3.181,11 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, și imobilul în suprafață de 1970 metri pătrați, identificat cu număr cadastral 38.685, situat în intravilanul municipiului Tulcea, amplasat în sola 78, parcela 2213, aparținând SC Valberto SRL. Iar la articolul 2, sintagma schimbul efectiv de imobile se va înlocui cu eventualul schimb de imobile, se va realiza după întocmirea rapoartelor de evaluare și însușirea acestora de către Consiliul Local al municipiului Tulcea. Bun, avem formulat amendamentul și înscris. Am zis să se evite această formulare de care cedează în favoarea lui și așa mai departe. Am zis se dă acordul de principiu pentru realizarea unui eventual schimb între cele imobilul, da, aparținând municipiului Tulcea cu datele de identificare și imobilul aparținând SC Valberto SRL cu datele de identificare. Numai puțin, pentru că avem și solicitantul aici și înțeleg că mai era o mică problemă. Dacă cumva există vreun litigiu în acea zonă între proprietatea dumneavoastră și a vecinilor, care să greveze cumva acest acord de principiu. Domnul... Faci ca ieri, mai făcut o reclamă
Oh, nimic nu o sub soare, dacă în instanță totuși e... Deci acordul de principiu a fost dat de către Consiliul Local, sub rezerva că dacă cumva instanța... Nu unde să nu vă fi reclamat, nimic nu fi reclamat. Și inventează nu știu ce minut. Ok, nu. Dacă îmi permiteți. Domnul Valbrecht, am și eu rugăminte la dumneavoastră. Vi s-au anulat anumite autorizații de construcție? Spuneți? Vi s-au anulat anumite autorizații de construcție? Nu, toate autorizațiile sunt valabile și au trecut din termen. S-a făcut o nouă autorizare pentru continuarea lucrărilor, pentru că investiția a ieșit puțin mai mare decât a trebuit să iasă la început și pentru fiecare lucrare în parte executată este autorizație valabilă. Știți că a venit de la Inspectoratul de Construcții din București o adresă către primărie și către prefectură prin care sunteți obligat să dărâmați acel zid? Sunteți, că, deci, sunteți la curent cu aceste lucruri? Inspectoratul de Construcții, în urma reclamației pe care a făcut-o doamna Cârlan Iar, a fost în control, a văzut autorizațiile, m-a amendat pentru că n-am anunțat începerea lucrărilor pe una din autorizații, am plătit amendă 100 de milioane și Inspectoratul Construcții nu are dreptul să anuleze autorizațiile de construcție, decât o instanță. Sunteți la curent legat de adresele de la prefectură către primărie și văd că Departamentul DIAP nu a înștiințat nici până la ora asta prefectura și nici persoana cu care vă bateți de atâta timp? Dacă, numai un pic, dacă îmi permiteți, că s-au pus niște întrebări și cred că cei de la DIAP ar trebui nu, să pentru răspundă. Că domnul a zis că nu are niciun litigiu și acolo este un enorm litigiu. Din atâta timp, din ce începând, din certificatul litigiu, de urbanism până... Litigiu este în ceea ce privește terenul care este proprietatea SC Valberto sau litigiu privește terenul care este proprietatea primăriei? Că asta n-am înțeles prea bine. Păi nu, domnul primar l-a întrebat dacă domnul Valberto este în litigiu cu anumite persoane. Juridic. Juridic este altceva. Este între primărie și... Valberto, nu între Valberto și persoana. Nu, nu, n-am niciun litigiu cu primăria, acolo să cred. Acolo am înțeles. Litigiu este cu vecina, cu servisul Toledo, care zine că face cu toate reclamații. Am multe ani de reclamații. Nu mai este toți unde să nu fi reclamat faptul că cineva a emis o autorizație falsă și eu am construit zidul de sprijin fără autorizație. Este minciună, coboșată. Aveți un proces pe rol în acest sens. Și instanța a cerut la primărie toate autorizații sau predă la instanță. Bun, haideți să rog pe cineva de la Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu și cred că este și domnul arhitect șef să ne prezinte un pic situația. Deci, dacă îmi permiteți, aș vrea la acest proiect să vă solicităm respectuos un amendament, dacă se permite, în sensul că acest acord de principiu să aibă aplicabilitate după rămânerea definitivă a hotărârii de instanță, având în vedere că pe rolul judecătoriei Tulce există dosarul 61.041/327/2016, obiectul fiind acțiune în grănițuire, în revendicare imobiliară și obligația de a face, cu termen 15.01.2019, părțile reclamante fiind SC Toledo prin administratori și persoane fizice. Aceasta era... Terenul care este concesionat. Deci terenul proprietatea umană. Da. Exact. Și SC Toledo dorește modificarea suprafeței de teren. Asta, aspectul ăsta a fost solicitat prin adresa din iunie 2018. Da. Grănițuire în revendicare imobiliară. Și este vorba și despre un zid pe care reclamanții îl susțin că concesionarul nostru l-ar fi depășit. Și că la momentul emiterii autorizațiilor de construire nu era specificat terenul în cartea funciară. Fapt pentru care înseamnă că noi nu știam exact care este dimensiunea acestuia.
Ulterior, acest lucru a fost reglat prin extrasul de carte funciară. Dar rugămintea era să formulați acest amendament ca acordul de principiu să-și aibă aplicabilitate odată cu rămânerea definitivă a hotărârii de instanță. Doamna președintă, dați-mi voie și mie, pentru că la mine a venit azi reclamantul, da? Și a reclamat altceva. Deci nu sunt probleme între terenul Consiliului Local și terenul dumnealui, al reclamantului. Sunt probleme juridice între domnul Valberto, pentru că a extins clădirea pe terenul celuilalt, reclamantului, da? Și între societatea reclamantă. Deci terenul Consiliului Local nu are nicio treabă cu... Dacă îmi permiteți, domnul consilier, în adresa care a formulat-o SC Toledo, spune că este vorba despre o suprapunere dintre terenul nostru și terenul proprietatea dânșilor. De aceea considerăm cel mai oportun ca să așteptăm ca instanța să se pronunțe. Mai puțin acum, la nivel de diavol. Noi stăm după ce spune Toledo. Noi trebuie să știm foarte clar ce se întâmplă acolo. Că Toledo poate să spună 1000 de chestiuni, Valberto poate să spună 1000 de chestiuni. Da. Noi, în calitate de proprietarea unui teren eventual concesionat, trebuie să știm, domnule, litigiul între mine și sau între, dacă e între ei doi, să fie sănătos, nu ne privește. Este între ei doi, dar... Păi și atunci despre ce discutăm? Problema este că terenul, nu știm dacă dimensiunea terenului concesionat este cea corectă. Fapt pentru care instanța a și solicitat expertiză. A fost depusă o expertiză, în termenul din octombrie au fost solicitări... Expertiză de care? Topo? Tehnică? Bună. Tehnică. Chestiuni care... Dacă îmi permiteți, s-a făcut o expertiză la zidul de sprijin, un expert autorizat din Ministerul Construcției, s-a dovedit că zidul de sprijin se executa conform proiectului, supraînălțarea zidului de sprijin cu a doua autorizație pe care a scos-o s-a respectat, și s-a câștigat în instanță acest drept. Deci zidul este făcut după autorizație de construcție și în parametrii care au fost specificați în autorizația de construcție. Iar la grăvițuire nu există nicio suprapunere de teren, este o invenție că asta e. S-au făcut 4 dicări topografice sau de 3 experți topografici. Deci n-am una singură făcută de o singură firmă de Deci, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, amândouă știm, grănițuirea înseamnă stabilirea unei limite între două terenuri. Așadar, terenul pe care dumneavoastră l-aveți concesionat și pentru care noi ar trebui să dăm avizul acum că să se facă un schimb cu terenul pe care dumneavoastră sunteți proprietar, are un litigiu. Are dreptate, domnișoara consilier juridic. În momentul în care noi aprobăm acest schimb, aprobăm terenul în suprafață de cu niște coordonate care s-ar putea ca în litigiul care există pe rol, care înțeleg că are termen la 15 ianuarie, să stabilească că nu acelea sunt coordonatele, că nu aceea este limita sau că aceea este. Deci nu știm, pentru că obiectul dosarului este și grănițuire, înțelegeți că nu ne interesează zidul dumneavoastră. Ne interesează chestiunea zidului și chestiunea litigiului dintre cele două societăți comerciale strict pe construcție. Noi acum vorbim de teren. Și atâta vreme cât există o suspiciune cu privire la identificarea terenului, pentru că nu se stabilește clar care este limita dintre proprietatea lui Toledo și proprietatea lui SC Valberto, înseamnă că un eventual schimb ar fi, sau mă rog, la momentul ăsta să dăm avizul pentru acordul de principiu privind schimbul, nu putem, pentru că există acest litigiu pe rol. Repet, nu ne interesează construcția. Ne interesează strict terenul și anume limita de proprietate dintre cele două terenuri. Iar asta a fost o chestiune, asta nu mi s-a spus în Comisia Juridică ieri. Da? Cum? Și asta ar fost o chestiune pe care ar trebui să o știm. Și n-am de... Dacă la fiecare proiect de hotărâre ar trebui să stau să caut pe internet, pe portalul, pe ECRIS, dacă există discuții sau dacă există litigiu între proprietari sau între cei care vin și au o inițiativă, ar însemna să numai asta să facem. Deci, în momentul ăsta, repet, nu ne interesează că dumneavoastră știm că a fost și o ședință de Consiliu Local în care a venit doamna Cârlan, ați venit și dumneavoastră, ideea este ce schimbăm noi, cu ce coordonate.
Iar pe Grănițuire știm și eu și Lavinia că se fac expertize topografice care să identifice terenul, care să identifice titlurile fiecăruia, care să identifice suprafețele fiecăruia și dacă între cele două părți unul are din terenul celuilalt. Este însă ciudat că pe Grănițuirea asta nu există și Consiliul Local, prin, sau mă rog, primăria, prin DIAP, în calitate de proprietar al terenului. Acolo ar fi trebuit să fie. Așa că nici domnișoara consilier juridic n-are nicio vină că nu știa despre acest litigiu. A făcut și ea ce am făcut eu, a căutat pe ECRIS și a văzut că există. Și chiar dacă vă căuți, nu-ți dă toate datele, nu știi despre ce... De aceea, doamna președinte, puteți să o considerați o eroare materială neintroducerea acestui element în raportul formulat de către noi și așa cum o eroare materială legea ne permite să o îndreptăm, lucrul acesta am încercat să-l facem acum, vă adresăm rugămintea de a formula amendamentul în sensul prin care vi l-am propus. Vorba de dosarul număr, vă rog să-mi repetați. 6141/327/2016. Având ca și obiect, repet, Grănițuire în revendicare imobiliară și obligația de a face. Vă mulțumesc. Data de 15 ianuarie ce este? Este data... Data în care s-a stabilit instanța, un nou termen de un nou termen, el poate să... E un nou termen. Eu propun inițiatorul să... Eu... Știm toți ce înseamnă, sau mă rog, cei care ați avut impact... amendamentul respectiv, oricum nu intră până nu se finalizează. Și așa ne tot amânăm de vreo 2 ani de zile, 3 ani de zile tot schimbăm proiectul ăsta. Deci ce vreți să-mi spuneți? Că să fim de acord cu amendamentul, n-am nimic împotrivă, însă 15 ianuarie nu este data la care soluția este irevocabilă. Da, bun, nu cred că o să trecem o dată, ci data. Și doar după finalizarea litigiului ce face obiectul dosarului numărul 6141/327/2016. Da? Da. Da, da, da. Tabularea primăriei este anterioară din tabulării domeniului Poreto, da? Dar să știți că s-a făcut lucrul. Domnul Pavel, ne-am lămurit. Noi vă spunem că există un litigiu pe rol. Sunt convinsă că v-ați făcut apărările cât se poate de judicioase acolo și probabil că nu a fost aveți dreptate. Dar hai să vedem ce zice și instanță. Am înțeles. Bun. Deci sunt de fapt două amendamente la proiectul de hotărâre. Amendamentul formulat în comisie și amendamentul de astăzi din plen. Supun la vot cele două amendamente. Comisia juridică o să și le asume, da. Dacă îmi permiteți, eu nu sunt vecin direct cu Toledo. Dacă vă uitați în ridicarea topo sau în schiță, o să vedeți că între mine, ca și concesionar și Toledo, este o fâșie de pământ al primăriei, al Consiliului, care nu mai există. Atâta timp cât eu am toate coordonatele, și dă după... E mai bine să eu nu sunt direct vecin cu Toledo, doamnă. Am înțeles. Între mine și Toledo este o fâșie de 1,5 metri al primăriei, al Consiliului, care nu mai există. Părerea mea că Toledo s-a pus pe acea fâșie. Am înțeles. Bun. Deci, voturile pentru le-am luat, voturile împotrivă. Abțineri. 21 de voturi, da? Au fost aprobate amendamentele. Supunem la aprobare proiectul de hotărâre, așa cum a fost amendat, modificat. Cine este pentru? Proiectul modificat. Împotrivă. Abțineri. Cu 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Bun. Trecem mai departe. La punctul 39. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către SCA Aqua Service a clădirii C25 edificată pe lotul numărul 2 în suprafață de 2161 metri pătrați, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situată în Tulcea, strada Tineretului, uzida de apă pentru realizarea obiectivului de investiții Muzeul Apei. Comisiile sesizate 1 și 5, Comisia 1, Comisia 5, aviz favorabil. În discuții?
Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 40. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, imobili cu suprafață utilă de 105,81 metri pătrați, situat în Tulcea, strada 1848, numărul 7, bloc 5, scara apartament 1. Sesizate sunt comisiile 1 și 5, comisia 1, comisia 5, aviz favorabil și aici este un mic amendament la articolul 1. Introduce, zicem, o sintagmă cu altă destinație decât cea de locuință. Deci, articolul 1 va avea următorul conținut. Se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, imobilului cu suprafață utilă de 105,81 metri pătrați, situat în Tulcea, strada 1848, numărul 7, bloc 5, scara apartament 1, cu altă destinație decât cea de locuință. Pentru că nu exista confuzii cu privire la acest imobil și a destinației pe care o are. Supun la vot amendamentul, dacă nu sunt alte discuții. Cine pentru? Împotriva, abțineri? 21 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre, cum a fost modificat. Cine pentru? Împotriva, 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 41, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire locuință parter, intravilan, strada Taberei numărul 3, număr cadastral 39609, Tulcea și a regulamentului local de urbanism aferent. Sesizate comisiile 2 și 5, comisia 2, comisia 5, aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, nu? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 42, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu, construire locuință P plus M și împrejmuire, intravilan, suburbia Tudor Vladimirescu, strada Plopilor numărul 30A, număr cadastral 42779, Tulcea. Comisia 2, comisia 5, aviz favorabil, sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Punctul 43. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii intrarea prunului, tronsonului de drum situat în intravilanul municipiului Tulcea, identificat cu numărul cadastral 42690, carte funciară 42690, care se intersectează la sud cu strada Livezilor 5, și includerea în nomenclatorul de străzi al municipiului Tulcea. Comisiile sesizate 1, 2 și 5, comisia 1. Comisia 2. Comisia 5, aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui proiect? Avem o stradă nouă, cred. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Activă, abțineri? 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Și ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului de străzi al municipiului Tulcea, comisiile sesizate 1, 2 și 5, comisia 1, comisia 2, comisia 5, aviz favorabil. În discuții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Cu 21 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Într-un timp, spun eu, destul de bun, așa, epuizat această ordine de zi. Am la diverse o înscriere la cuvânt. Dacă mai este în sala, mai rezist. Da, imediat, da, domnul Dumitrescu s-a înscris de la începutul ședinței. Da? Bună ziua! Sunt Dumitrescu Ovidiu, președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vâznice. Doresc cu această ocazie să mulțumesc în primul rând domnului primar pentru aportul deosebit și serviciilor din subordinea dânsului pentru îndeplinirea cu succes a programului de activități care a onorat în anul centenar Ziua Internațională a Persoanelor Vâznice.
sperăm că și la anul vom beneficia și sunt convins că vom beneficia de același sprijin. O altă problemă, pentru că tot se apropie ziua în care trebuie să mergem cu Moș Ajunul, venim și noi pensionarii cu Moș Ajunul la primărie, în sensul în care reiterăm o cerere mai veche vis-a-vis de a se identifica. Noi nu avem posibilitatea de a vedea starea și locațiile intabulate în municipiul Tulcea. A se identifica o locație pentru a se extinde clubul pensionarilor și pentru o zonă alocată pensionarelor, doamnelor noastre. Și o altă problemă, ca rugăminte, am dorit ca ceea ce s-a întâmplat astăzi cu discuțiile referitoare la taxele și impozitele, la elaborarea proiectului de hotărâre respectiv sau în comisia respectivă, să fie invitați să participe și să spună chiar și punctul de vedere și reprezentanții organizațiilor de pensionat și de ce nu ai organizațiilor, președinților asociațiilor de pensionari care sunt promotorii și vectorii principali de promovare a inițiativelor și acțiunilor primăriei. Încă o dată mulțumesc, domnul primar, mulțumesc celor care ne-au ajutat în continuare. Mulțumim, v-am notat doleanțele dumneavoastră. Bun, mulțumim. Mai avem la mapă, astăzi, de fapt, primită o adresă din partea unei formațiuni politice adresată consilierilor locali. Cred că se referă la facturarea, calculul facturarea apei pluviale, apei meteorice. Mi se pun niște întrebări aici, dacă știm cum sunt stabilite costurile. Avem directorul economic. Nu știu, de la Coaserv. Să zic că ar trebui să o discutăm în ședința următoare, pentru că ne este adresată consilierilor locali, poate ne... Oral. Așa știe. Așa vor. Da, vă dau, domnul. Vreau să știu dacă Acuaservul totuși a luat la cunoștință de această solicitare. Bun. Păi o să o remitem și Acuaservului cu rugămintea ca în ședința de Consiliu Local de luna viitoare să veniți cu un punct de vedere legat de... Acest lucru l-am făcut și eu având în vedere că această adresă este înregistrată pe data de 18 și am primit-o acum la ședință. Ne pregătim pentru... Deci, domnule Dent, rog să ia și Acuaservul la cunoștință prin adresa oficială de această solicitare, urmând ca luna viitoare să prezinte punctul de vedere legat de ce susțin aici. Mai sunt alte discuții acum la final? Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Bun, atunci, fiind ultima ședință din acest an, sper că și ordinară și extraordinară și de îndată... Domnul director, vrea să dea citire unui... Nu? Nu? Doriți să ne prezentați un colind? Stilizat? Da, ok. Vă urăm sărbători fericite, un an cu bucurii, cu realizări, cu liniște și tuturor cetățenilor municipiului Tulcea la mulți ani și un Crăciun fericit! Mulțumim.